toți până la urmă suntem copii cândva. De exemplu, dacă vă imaginați dumneavoastră cum arătați seara în pijamăluță uitându-vă la Survivor, aveți o alură de copil curios, nu? De unde rezultă că întotdeauna noi există un copil care așteaptă să iasă. Tu nu? Eu nu pot să-mi imaginez asta, că eu nu dorm în pijamăluță și atunci e... Păi tot bebeluș, la... asta zic, da, la bustul gol. Păi da, asta. Cu aer de bebeluș. Da, eu nu pot să dorm în... Am înțeles cu toții. Crezi că e o problemă mare asta, că nu poți să, adică... Da, cred că ești nebun de legat. Am citit undeva la un moment dat că e bine să nu dormi cu pijama. Am citit, adică e un studiu făcut. Exact ce... Dar e bine să-mi feși copilul sau să îl lași așa... Îl lași așa. Doamne, iartă-mă. La o perioadă îl lași așa, nu mai fie liber. Hai mai bine. Hai să fim liberi, să ne bucurăm de viață. Să avem o viață de poveste. Să ne bucurăm. Nici așa nu-i. Arun, eu n-am zis că dar să, doar că eu mă bucur de bucuria ta. Mă bucur așa că ești tot timpul. Știi ce, de ce sunt așa puțin trist, să spun sincer? Da, să vedem că tristețea pe tine transpiră. Un pic așa, sunt nu trist, așa sunt așa. Știi de ce sunt așa? Că, bă, fix de 1 iunie, da? Când e ziua copilului și ar trebui copiii să stea în parc, să se joace, să fie fericiți. Sunt în mall toți. Plouă, bă, băiatule, deci păi de aia sunt în mall. Speriat, bă, deci... Dacă vrei copii, te duci la mall. E plină? Da, da. Sau te-ai la noi la emisiune, că și noi avem copii frumoși și emisiune frumoasă. Ce bine zici. Ce exclusivități frumoase, că astăzi una după alta, uite așa alea, ca cum spui tu, ca pe, cum zici, margeaua pață, sau cum zici, cum zici. Așa zic eu. Doamnelor și domnilor, Alina, Carina, Davina, Natalien, Nathaniel, toți împreună în emisiunea noastră, să fie... A plâns cine? A plâns cineva? A plâns cine? A plâns cine? Ia uite, ia uite. E Nathaniel, iubitul meu. Hai să-i depozităm. Hai să-i depozităm. Îl zic cu bine? Așa. Da, iubirea mea. Nu știu de ce, e puțin supărat. Asta e puțin supărat. E puțin supărat, ca mereu. Ca mereu. Uite, măi, uite comorile mele. Ești liniștită. Of, cu care nu, noi nu mai manifestăm niciun interes, după cum vezi. E, nu. Ia uite. Uite comorile lui mami. Hai, Carina, vină și tu să te așa. S-a calmat, s-a calmat. Fetița lui mami. Hai de capul tău, cât de greu trebuie. Da, mie, nu, e cel mai frumos. Poate. Cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Nu ți-e greu, uite, când el plânge, ea vrea să mănânce. Dar trebuie să mă fi văzut. Niște apă. Da, da, e cel mai frumos, ești un de haos. Și de ieri mai avem încă un cățel. Căpușă. Nu plânge deci, așa că... Ai și un cățel de ieri? Da, da, și unul mic, un maltez. Da? De mâine încă unul. Mai avem un cățel, mai e un cățel. Ai pe lângă câinele lup pe care l-aveam deja. Și două pisici. Deci la noi. Ia uite, Teo, ce te pricep, vrei să ți-l las aici din când în când când îl apucă. Și uite ce frumos facem noi. Bravo, ia uite. Cânca o cizmă, dar nu asculta. Să știi că le place și mama le cântă. Nu asculta. Nu am imaginat că să fac asta azi. Pe 1 iunie ce vrei să faci? E frumos, dar nu mi-am imaginat. Dar știu când foarte, frate, ai dreptate. Să cânte și eu să... Mami, iubi. Frumos e că niciodată în emisiune n-am fost așa, ia să-i cânte unuia și o să-l balancez pe celălalt. Noroc cu mine, nu, că m-am adus aici. Nu, cântă, cântă, cântă. Uite ce copii. Cântă eu pe aia, de știi tu, poate-i pe acolo. Cu na-na-na, știi de... Recunosc pe lume, dar asta să faci deplasare. Asta mică nu doarme, dacă mai cânti trei culori de două ori. Ia uite, mami, vai, care, noi am foarte... dorit și noi un pahar cu apă, un ceva, așa să ne relaxăm. Voi doi munciți. Eu apreciez. Poți să... Care, stai să punem pănătănuși între noi. Treci tu de o parte a lor și eu de altă parte. Încet, că asta mică doar. Ia uite comorile lui mami. Se uită ea. Care, cum te descurci tu în toată povestea asta? Auzi? Vrei să te ajut să-l pui lui mami? Tu crezi că o idee bună? Hai, lasă că-l ia mami în brațe dacă face scandal. Nu-i problemă, ne descurcăm. Ok. Ia, așa facem. O vrei pe Suzi? Suzi-țică? La ea mețită. Suzi, vrei Suzi? Uite, Suzi. Ce vorbești? Ai talent.
Suzica, să știi că el e mai amator de Suzetă decât ea. Ia mai bine mănuțele. După cum vedeți, nu numai că supraviețuim, dar ne merge chiar bine. Să știi. Așa. Dar ce, unde e Ilan? Ilan e în Israel. A plecat. Dar e uita lui mamă, lasă că e Cari, știți Cari să aibă grijă. Ilan a plecat ieri în Israel și a rămas singură acasă. Ești cu Cari. Cu Cari, da. Dar Ilan nu te-a lăsat așa. Nu, niciun caz. Stai să vezi. Bună, Teo, și salutări tuturor. Eu mă aflu în acest moment pe aeroportul internațional Henri Coandă. Urmează să efectuez primul meu zbor de când a început această pandemie. Vreau în primul rând să vă doresc o zi frumoasă și la mulți ani tuturor copiilor cu ocazia zilei de 1 iunie. În schimb, presupun că Alina este cu voi împreună cu cei mici și cu Carina. Eu deja le-am făcut niște surprize tuturor din familie și copiilor și adulților și o să vă povestească ei mai mult și abia aștept să mă întorc în țară sănătos. Deja mi este dor de toată lumea și să ne vedem și față în față, și cu copii și în formulă lărgită. Încă o dată la mulți ani tuturor, vă pup și gânduri bune și complimente. Și vouă la fel. Dar n-aveți nevoie de bonă? Mă bag. Să știi că ne descurcăm onorabil până acum, fără bonă. Nu, eu sunt genul de mamă control freak, da, psihopată, da, de-a dreptul, da, care n-aș putea să-mi las copiii mei cu cineva, de-abia îi las cu bunicii care mă roagă și vor și se oferă. Trebuie să fiu acolo non-stop. Mi-e frică să pierd orice moment din viața lor, când înguresc, când plâng, când mi se pare că nimeni nu știe să-i liniștească ca mami, nu? Și, nu avem bonă. Noi le facem băiță, noi stăm cu ei, eu stau cu ei de dimineață până seara și de seara până dimineața. Ilan mă ajută la băiță, am fost cu cortul, cu ei, cu rulota, i-am dus la țară, am stat. Povestește-ne despre faza cu rulota, pentru că noi n-am înțeles. Ai avut curaj să pleci cu doi copii? Da, bine, e adevărat că era și Cari. Stai puțin să-l ia mamă. Stai să-l luăm ușorul. Gata. S-a necășit. Ce și el acum, Ana? Că l-a luat mama lui. Da, prințișor, el e cu mintea, dar acum stai puțin. Dacă vrei, îl iau eu, da. Uite, lasă. Nu cred că stă, da. Așa. Bravo. Am fost, simțeam nevoia să ieșim în natură, da. Și cum ofertele sunt limitate când ai doi copii, așa nu poți să te duci peste tot. Am împrumutat o rulotă și ne-am pus, nu vrei să știi cum arată când plecăm noi de acasă cu trei copii, cu câine după noi, cu absolut tot. Ne-am pus totul și ne-am dus pe malul râului. Am stat acolo, chiar ca niciodată am postat un Insta Story și a avut un mare succes. Am zis că o să mai postez aventuri din viața gemenilor, pentru că se pare că mulți oameni își găsesc inspirația, se mobilizează. Să știi. Îmi scriau mulți oameni că lor le lene să meargă cu un copil până la Molda. Păi să te... Nu cred că e vorba numai de lene, e vorba și de frică. Știi că te gândești dacă mi se întâmplă ceva pe drum. Noi mergeam, de exemplu, la Constanța, unde știam că este medic specializat pentru otitele Maie, că Maia făcea tot timpul otită. Da, și Carina a avut otite când era mică. Da, deocamdată ei fiind alăptați, așa, nu mi-e foarte frică, au imunitate. Da, ai dreptate. Mănâncă lapte de la mine în continuare. Care jumătate formula, jumătate lapte? Jumătate formula, jumătate lapte. Care e mai plângăcios din tu ce zici doi? După ce ai văzut? Ce părere ai? Nathaniel. Și noaptea Nathaniel, la fel? Băiat, noaptea am noroc că nu plâng. Aseară a fost o noapte mai puțin mai dificilă. Au adormit, parcă au simțit că a plecat Ilan de acasă. Mi-a luat 2 ore să-i liniștesc, să se ducă la culcare. A fost și vremea, în restul, da, în restul timpului le facem băiță la ora 8 și după băiță mănâncă, după care năniță, direct, n-avem nicio treabă. Și seara, noaptea se trezesc acum în jurul orei 3, 4, mănâncă și după care din nou la culcare. Bine, dar țin și o atmosferă din asta, nu aprind lumina, nu vorbesc cu ei noaptea, nu-i agit deloc. Dar bineînțeles, ce ar mai fi să aprinzi lumina să te apuce vorbitul cu ei noaptea? Nu, deci nu ne jucăm, nu, noaptea e de somn. Da, dar asta mică e profesoară, mă. Care știe, da. Care stă cu amândoi. Deci imediat a simțit-o că se neacă, hop, hop, imediat a ridicat. Da, deci Care stă cu amândoi, de asta ai zic că n-a lăsat-o singură vreodată cu da. Cu cei... Da?
Bă, dar ce frumoasă te-ai făcut, Cari. Da, cu amândoi și am găsit pe amândoi dormind. Parcă mai frumoasă te-ai făcut. Ai? Mulțumesc. Pe amândoi am găsit dormind acasă, a dormit Cari cu Suzeta, n-am treabă. Totuși, are 12 ani și jumătate. Dar ai avut emoții să stai cu ei? Păi, n-am avut ce să zic, că eram în pat, stăteam, mă uitam la televizor și vine mama la mine într-o dimineață cam așa și zice, da, trebuie să plec, stai tu acasă cu ei. Și bine, nu era singură, era și managera noastră în casă, doar că oricum, responsabilitatea era acolo, corect. Și au plâns? Ce au făcut? Ce au cerut ceva anume sau le-ai băgat Suzeta în gură? Ce au cerut ceva anume? Da, păi, o cană cu... Sau cafea și... La cuptor. Din ochișori, așa, vreo jucărie, da, vreo ceva. Păi, nu, că lor le plac doar Suzeta și... A început să sughite și de n-am căutat în toată casa, am sunat-o pe mama, unde-i lămâia, unde-i lămâia? Și dau puțină lămâie. Normal, da, ești bine. Știe care să facă de toate. Deci da, îți place? Îți place să ai grijă de ei? Da! Din loc să fiu pe calculator sau pe tabletă cu prietenii mei, mai bine sunt cu frățiorii mei în brațe. Nu. Nu, însă mami este foarte hotărâtă și de fiecare dată nu-i las loc de comentat. Cum zice, îi pun în brațe, trebuie să ai grijă de ei, acum mai duc la ea în cameră. Îi las pe pat și mă duc în treaba mea, dacă trebuie să mă duc să fac o baie sau, știi, zilele astea e un lux să pot să mă spăl pe cap. Bine zici. Părul nu mai pot să mi-l las desfăcut niciodată, pentru că sunt precum niște mici lilieci ăștia mici, se prind în părul meu și da, i-am scos așa cu smog de păr. Dar spun Teo, toată experiența n-aș da-o pentru nimic în lume. Ăsta e motivul pentru care am optat să nu avem o bonă, pentru că efectiv copiii aceștia sunt un dar de la Dumnezeu și fiecare clipă pe care o petrec mă împlinește. Nathaniel, de fapt, asta și înseamnă. Da, Nathaniel asta înseamnă, dar de la Dumnezeu. Dumnezeu a dat. Și Davina... Este femininul de la David, nu? De ce simt că Nathaniel o să fie cel mai răsfățat, dacă puteți observa? Da, uite, nu mai în brațe. A adormit. Deci, ok, am plâns, ne-am... Nu mai în momentul în care am stat în brațe, facem nani... Din spital, fie așa. Deci el va fi cel mai alintat. Asistentele îmi spuneau de atunci că Darvinuța fiind mai independentă, ea a învățat să mănânce singură din spital și brezeman biberonul, îți dai seama... La autoservire. La autoservire, la ora de masă, eu trebuia să mă descurc cu doi, toate mamele cu unul și mai aveam o singură mămică cu tripleți. Deci noi două tot timpul... Aia provocare. Oh. Noi două tot timpul rămâneam codașe și atunci pe Darvinuța am lăsat-o să mănânce singură și cu domnul eram tot timpul în brațe și îmi spuneau doamnele asistente, pe care le salut, au avut grijă de copilașii noștri și de mine foarte bine, îmi spuneau, ia uite ce răsfățat, așa o să fie și acasă, aveți grijă să nu-l favorizați, dar ce să fac, dacă el plânge, îl iau în brațe. Dar amândoi ochișori albaștri? Amândoi, păi, din doi părinți cu ochi deschiși la culoare. Frumoasă, ce... Ia uite, e o prințesă ea, zici că e, râde tot timpul, iar el e tot timpul încruntat. Da. N-am scos un zâmbet de la el până acum, decât în somn. Odată i-a făcut Carina o poză și atunci l-am văzut zâmbind. Atunci când am stat singură cu el, dormea. Da. Și am... Am aprins muzica, că eu am muzică de adormit. De adormit. Și a început să zâmbească și am zis, ia telefonul și am făcut poză repede și am trimis. Moment rar. Vezi că merge... Moment foarte rar, ai tot timpul impresia că se uită și te judecă, ceva nu faci bine. Ceva, ești de vină în legătură cu ceva. Ești de vină. Avem șefi, vreau să spun că nu mă așteptam să fie el anuntat atât de responsabil și să mă ajute atât de mult. De-aia am și curaj așa să fim doar noi. Se implică foarte mult, schimbă scutece, mă ajută la băiță în fiecare seară, n-am nicio problemă. Astăzi a fost pentru prima dată când ne-am băgat singură în mașină, aveam așa emoții să văd dacă știu să montez scaunul, dar mi-a ieșit, în rest Ilan se ocupă de tot. Nu pot să cred că s-au făcut atât de mari, pentru că ne uitam la ei la televizor. Vai, ce mici erau. Și erau atât de mititei și zici, ce Doamne... Ce mici, gândește-te, un sfert erau ca dimensiune. Da. Când vă vede lumea cu copilași atât de mici, cum ne ducem noi peste tot, zic, Doamne, umblați așa cu copiii mici, mie mi se par acum mari. Mari. Noi avem copii mari acum.
Sunt eu, uite, uite cum doarme. Uite da, cum da, da, doarme. De când l-ai pus în brațe a dormit. Treabă n-are. 30 de secunde. Doamne ajută. Doamne la ajută. Mami, la mami, prințișorul mami. Adevărat că eu e vecina, vreau și un băiat. În deși, cazul în care nu deși te... și o fetiță e foarte bine. Foarte, mai ales dacă e așa normal, de cuminte și te dulce normal, cum e Cari. Cari, în cazul în care mai rămâi singură cu ei, nu știu ce muzică ai, dar ce că merge cu feonul sau cu aspiratorul ca știu. Sunet. Da, știu. Și există explicație pe telefon. Îți spun că eu am rămas cu fiimea când era mică, bar n-aveam ce să-i fac. Și am citit pe ne și mi-au zis, domne, ce ca doarme cu sunet de feon sau aspirator. Da. Și eu n-am știut ce am dat drumul la aspirator. Avem... L-am lăsat să meargă 45 de minute. Asta am putut. Pe cuvântul meu. Există, știu, avem... există aplicație, avem... n-am știut. Dar am citit că cica doarme cu sunet de sunetal, da. Da. Și sunet al scrie aspirator. Și am luat aspiratorul, l-am băgat în priză și i-am dat drum. Copilul a dormit. Cât a dormit copilul? 45 de minute. Și aspiratorul s-a ars. Nu s-a ars, dar 45 de minute. Auzi, dar nu puteai să pui și tu mâna pe el dacă tot l-ai ținut? Adică nu doar să-l lași acolo. Nu, că n-avea cum eu țineam copilul aici, doar sunetul era important. Să și dai. Deci, la noi acasă totul este multitasking. N-am niciodată brațele libere. Deci ori am doi copii în brațe, ori într-unul țin un copil, în altul fac, cine știe, un biberon. Dar sunt foarte cuminței, mă descurc. Am început să uit perioada asta, dar acum văzându-i pe ei, mi-aduc aminte că un gând mă guverna, și anume acela că nu va crește niciodată și că toată viața mea o să am un copil atât de mic. Vezi, că asta se întâmplă la primul copil. Asta am simțit și eu la Carina, la ei. Sunt îngrozită de fiecare săptămână care trece, pentru că știu că n-o să mai recuperez niciodată, a trecut, și că atât de repede cresc. Mă uit la Cari și o văd așa domnișoară, mă apuc o nostalgie de ea când era mică și bebelușă, nu știu, când nu mă uit seama. La poze. Și așa la ei savurez fiecare clipă, e altceva. Când mai la bătrâneți așa sunt sarcini. Nu dai seama că au crescut după haine? Eu îmi dau seama doar ba după hăinuțe. Da, nu... normal. Adică pentru mine fiime e tot mică și de zic la... eu te nu mai vine body-ul ăsta. E, da, mai da, uite, Carina deja este mare, fetița ta. Carina mică, deja e domnișoară, nu mai e mare. Asta zic, m-a apucat o nostalgie de bebeluș, de nu mai puteam, nu mă mai satul de stau, e miros. Da, să nu miros crează, a tort. Să stea la mami, să stea la mami Carina, cât mai da. Mult. Tu ești geloasă pe mami că stăm mai mult timp cu ăștia mici? Nu, adică nu am nicio problemă, adică știu cât de greu e și că au nevoie de multă atenție, plus că și eu mai stau cu ei și cu ea, deci nu am... Avem camere, camera lor e lângă cămăruța ei, da, crețișorul, mamă, da. Exact asta, exact ce și-a dorit ea toată viața, să aibă doi gemeni lângă camera ei. Chiar ne spune, mai ții minte? Cel mai frumos este că am lăsat copiii într-o seară, au adormit toți copiii la noi în pat. Și Carina și ei. Și m-am dus cu Ilan în bucătărie și am zis, nu mai luăm camera de supraveghere cu noi, că e Carina cu ei în pat. Dacă încep să plângă, ne strigă. Țipă. Am ajuns după aia la etaj, urlete de nu se poate și Cari dormea ca un îngeraș cu capul pe perne, îi urlau copii în cap. Nu-i auzi? Nu-i auzit. Nu, deci eu când dorm... De tai lemne. Nu, deci nu, da. nu are somn numeu, mă trezește. Și eu la fel mamă, dorm. Ce bine, te odinești la foarte fel tare. Dorm și eu și da, noroc cu Ilan care îi aude, că altfel eu stau în pat și de multe ori eu nu aud camera. Ce și mai am marele avantaj că adorm imediat după, adică sunt în stare să mă trezesc, să stau cu ei, durează cam 45 de minute, o oră, până le schimb scutecele, mănâncă, eu trebuie să-mi pun pompa, e o întreagă operațiune. Și norocul meu este că adorm imediat după, că altfel aș fi terminată da, de oboseală. Exact. Da. Noi vă mulțumim foarte, foarte mult tuturor pentru prezență. Mulțumim mult la tot. Mulți uite, ani, am zis să sărbătoresc asta... ziua copilului cu toți copiii mei aici la ce voi. Frumos, la voi ziua copiilor. Suflet. Da, da, ziua copiilor, așa este. Sărut, mă, așa că o să-i dăm un șat de lapte în scurtă vreme. La mulți ani! Frumusețe, zâmbă!